Liderii de sindicat se ceartă mai nou pe paginile de socializare. Este vorba despre Constantin Mitrescu și Cristian Lădaru, care în ultimele zile și-au lansat atacuri dure în mediul virtual. Lădaru i-a transmis lui Mitrescu că este doar un pion al lui Marin Condescu, în timp ce acesta i-a spus lui Lădaru să citească câte o carte. Conflictul dintre cei doi a apărut din cauza motivelor de intrare în insolvență a fostei Olservmin, Lădaru dând vina pe Marin Condescu și Gheorghe Tăgan pentru acest lucru. Nu, cred că ca să iese din păruiala care i-am tras-o eu, când a postat așa ceva spus mai înainte, și că mi-a spus să pună mâna să citească, să nu asculte de unul de altul să posteze fără să știe ce... și fără să cunoască subiectul, că o să ajungă o trompetă cum sunt alții. Lădaru nu s-a lăsat nici cel mai prejos și i-a transmis lui Mitrescu că este pionul lui Condescu. Apropo, pe mine nu mă manipulează nimeni. Îmi pare rău că și acum Condescu, prin istețimea lui, își face jocul. Voi sunteți doar niște pioni pe tabla de șah, iar el e jucătorul, a mai scris Lădaru. Conflictul izbucnit nu este primul, cei doi mai având un schimb de replici în momentul în care Lădaru a anunțat că dorește să candideze pentru șefia USMO.